9 treceri de pietoni pe o stradă de 150 de metri. Se întâmplă în Suceava, unde strada Bogdan Vodă a ajuns să cunoască asfaltul după mai bine de 40 de ani. Primăria a modernizat recent această arteră, dar cel mai interesant este însă faptul că, după modernizare, pe strada au apărut ca din senin numai puțin de 9 treceri pentru pietoni. Oamenii din zonă sunt nemulțumiți de modul în care s-a asfaltat strada și spun că trasarea zebrelor, în număr atât de mare, nu este logică, deoarece traficul rutier pe această stradă este unul redus. Nu sunt cam multe? Adică da, mă rog. Noi câte putem mai aici, 30 de case, de ambele părți. Am făcut și ei, dar nu trebuia să fac așa. Dar poate nu se poate creșterea asta pentru toți oameni. În plus, cele 9 treceri pentru pietoni au fost trasate fără avizul poliției rutiere. În urma controlului în teren efectuat în luna august 2018, polițiștii au comunicat constructorului deficiențele constatate, aplicând totodată sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de lucrări fără avizul poliției rutiere și nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor. Pentru lucrările de modernizare, primăria a cheltuit numai puțin de 250.000 de lei.